Al doilea Ricky. Mamă, cât de tare! Bravo! Bravo! Bravo. Felicitări! Frumos! Frumos, rău! Ce bucată! Bravo, mamă. Tata! Asta are 10! Ce gură frumoasă are, neînțepat, probabil e prima înțepătură. Pe baltă am făcut nada, a venit și primul pește după vreo oră și jumătate aproape. Am zis să facem un pic de ambianță, să filmăm și suntem în așteptare momentan. Am aruncat pentru a doua oară. Este foarte frig, ce pot să vă spun. Ca să încep să vă spun câte ceva despre balta Crapologia. Crapologia e o baltă cu o densitate destul de mare de pește, începând cu ciortan de la 2 kg până la crab între 10, 15, 20. Am înțeles că sunt exemplare și mai mari de 20. Dar, na, știți cum e, trebuie să-l scoți la poză. Fiind o baltă nouă, peștele nu este învățat să fie prins. Este semi-sălbatic, să zic așa, sau chiar sălbatic, poate. Peștii sunt foarte frumoși, curați. Majoritatea au solzi toți pe ei, nu sunt cu solzi
clar pești de fermă, da, furajați și crescuți în zona. Nu sunt pești cumpărați din Bulgaria sau știu eu alte părți. Sunt pești galbeni, frumoși, cu buza portocalie aprinsă, mulți dintre ei. Și când mănâncă într-adevăr bine, am observat că se prind cantități destul de impresionante pe balta asta. Vreau să vă prezint și cum pescuiesc astăzi pe baltă. Am ales să pescuiesc o singură lansetă în 110-120 de metri, deoarece acolo am observat că sunt peștii cei mai mulți, adică prezentările vin cel mai des pe distanța asta. Am făcut și un pat de nadă mai aproape, undeva în 55 de metri. Deocamdată nu mi-a dat niciun rezultat și am ales să rămân la distanța de 110 cu lanseta aceasta. Folosesc un Felix Distance de 4.2. Maracă UE de 6000, fir am Claruso de 0.22, 0.25 chiar, nu 0.22, un aintaj folosesc de la Evos, un X8, petitură de 8, un forfax scurt de 7 cm și cârlic folosesc de la Corum, un Corum specialist, mărimea 12, spin de 7, se echilibrează foarte bine cu bugurile noile produse ale noastre, marca ADP Bites, bugurile acestea. Primul a venit la un cubuleț de piersică și așteptăm în continuare rezultate. Iată că și colegii noștri sunt în drill cu pește. Haideți să mergem pe la Geo să vedem ce... Am uitat să vă precizez, suntem împreună cu niște prieteni, ei sunt pe alt stand. Hai să vedem ce pește are. Ia să te vedem, domnul Geo. Eu am văzut că era peștele în lansetă de mult, dar te-am lăsat. Cristina l-a luat pe ăla de 5. Tu îl iei pe ăsta de 2. Măi, chestia că are și așa ceva aici. Păi are și așa ceva. Cum adică? Da. Tu crezi că tu vrei să aibă numai numai felii mari? Frumos. Este pe roșu, cum să... Da, pe roșu, bine, cred. Așa aici. Parte și eliberat în juvelnic. Pentru poze la final, merge și la 6,5 cm. Rigo. Da. Da, atâta avem. Rigo. Dacă... 6 cm jumate. O bandă pe scurt. Pe bandă. Fan bandă de obicei. Foarte bine. Pește aici sunt destul de bătăioși. Sunt, după cum v-am spus mai devreme, sunt niște pești sălbatici. Și sunt foarte răi. Încerc să-l aduc mai încet așa. Poate rămâne cubulețul, să-l vedeți.
fost faptul că pescuiesc la cârlig simplu, fără spin, fără nimic. Am băgat pătrățica pe el. O să încerc să bag din nou pătrățica. Se bagă un pic mai dificil, fiind destul de tare, există riscul să se spargă, dar am băgat mai devreme și a fost ok. Da. Trebuie întoarsă. Da, s-a spart asta. Am băgat-o efectiv pe cârlig. Așa am prins peștele de mai devreme și așa o să pescuiesc și acum. Să vă demonstrez că funcționează și pe cârlig, dar trebuie mai multă atenție când băgați pătrățică. Da. Sunt ușor gumate, cum vedeți, dar în același timp trebuie să fie și tari pentru spin, să rămână acolo, pentru cei care doresc să pescuiască la spin. Să vă spun câte ceva și despre nadă. Am făcut o combinație de Sweet Halibut, produsul nou al nostru pentru apă rece. Am pus jumătate de pungă împreună cu Protein Extreme și Power Green, da? Tot câte două măsuri, adică jumătate de pungă de Sweet Halibut și din aceste două, la fel, am pus jumătate cu jumătate. Am făcut în jur de 1,2 kg de nadă. Deci am mers pe 50-50, astea trei variante. Combinația asta a mers foarte bine, pentru că în Sweet Halibut avem foarte multe uleiuri de halibut, uleiuri de pește. Avem pesmet dulce, avem pastoncino, avem semințe, avem multe lucruri, plus mulți aditivi și multe alte ingrediente pe care le punem în sweet. În nada verde avem un mix de semințe exotice împreună cu cânepă prăjită. Protein Extreme are la bază un mix de făinuri de pește de cea mai bună calitate și o cantitate foarte mare de proteine. Avem nevoie de fish meal, avem nevoie de proteină, da? În același timp avem nevoie de o granulație fină în această perioadă, da? Și o nadă închisă la culoare. După cum vedeți, nada mea e închisă la culoare în astea trei combinații. Este un maro foarte închis, un maro spre negru. Am observat că trăsăturile vin undeva în jur de 5-6 minute. Să vedem dacă mai urmează o trăsătură.
Sakura. O prezentare. Un vadul de aproape a venit. Aditiv de peleți. Aveam pe acolo și am umectat peleții cu el. E mare? Nu știu dacă e mare. Ce? Și-mi puie. Oh, cred că e mare, da. E el mai nervos un pic. S-aude din cauza la vânt. Știu, dar s-aude și dacă e împins. Da. Nu e așa mare. De ce ridici tu de ăla? Lasă-l jos. Aproape pe aici. Lucrează foarte bine bățul ăsta. Îmi place extraordinar de mult. Peștele e destul de nervos. Vine. E mare, da? Repet, sunt pești care n-au văzut niciodată apă. L-am scăpat. Avem un nou pește. Sperăm ca pe ăsta să-l scoatem. Între timp am mai pierdut unul. A venit pe lanseta din dreapta, din vadul de depărtare. Pare a fi mai îmbrăcat puțin ăsta.
Așa pare. Da. Nu mă las păcălit în sensul că trage tare, pentru că majoritatea s-au comportat așa. Să zicem puțin mai blând. Pulga. Deja s-a dus în stânga. Suntem aproape să intrăm pe înaintaș. Nu. A luat-o. De pește. Uite ce gură are. Curat. Uite ce gură curată are. Desfătul acolo. Stai. Nu-ți facem nimic. Nu mai te speria. Gata. Niciun solz lipsă. Pește superb. Îl punem la poza de final. Și mergem în continuare. Ha, să vedem și o încărcare. Am schimbat pe ceva mai micuț. Avem prună, piper și pește. Niște dumbbell-uri de 5 mm. Și punem un capac de peleți. Cam așa arată. Și acum să lansăm. Thank you.
David este într-un nou drill. Cel mai mare până acum. Mamă, cât de tare! Bravo! Bravo! Bravo. Felicitări! Frumos! Frumos, wow. Rău! Ce bucată! Bravo! Tata, asta are 10! Thank you.
final de partidă, tocmai încercam să mă pregătesc să închei. A fost o partidă frumoasă astăzi. Vremea s-a mai încălzit pe parcursul zilei și activitatea peștilor a început să spună cuvântul. Partidă pe Balta Capologia. Haideți să vedem ce am reușit astăzi să capturăm. Nu?